Oficialii ucraineni au efectuat aproape 90.000 de căutări cu ajutorul unui software de recunoaștere facială asupra soldaților ruși morți sau capturați în cele 52 de zile de la invazia lui Putin. Ei au scanat fețele inamicilor morți pe câmpul de luptă pentru identificare, apoi le-au contactat familiile pentru a le da vestea. Până acum au fost identificate 582 de cadavre. Ucrainenii susțin că utilizarea software-ului de scanare ca o modalitate brutală, dar eficientă în a stârni disidența Rusiei și de a descuraja alți luptători. Totuși, unii analiști militari și programatori se tem că strategia ar putea să nu dea roade, ci mai degrabă să îi înfurie pe ruși. После обнаружения такого трупа и получения фотографий, искусственный интеллект находит его аккаунт в социальной сети или аккаунт друга, родственника, если убитый есть на совместном фото в сети. Далее мы уведомляем близкого о смерти солдата и прикрепляем фото тела убитого. Первую чеченскую войну остановили российские матери. Остановите убийство ваших детей и сейчас. На связи была IT-армия.